Bătrânii de la căminul rezidențial Bunul Samarinean din Coroieni, județul Maramureș, au primit ieri binecuvântarea preasfințitului părinte episcop Iustin. Vizita ierarhului în localitate a fost prilejuită de ședința Consiliului Director al Așezământului, Episcopia Maramureșului și Sătmarului, fiind cea care a suportat încă de la inaugurarea centrului toate cheltuielile funcționării acestuia. Căminul rezidențial pentru îngrijirea persoanelor vârstnice Bunul Samarinean a fost înființat în cadrul parteneriatului dintre Primăria și Consiliul Local Coroieni și Episcopia Maramureșului și Sătmarului. Autoritățile au accesat fonduri europene pentru realizarea unui proiect integrat pe măsura 322, iar Episcopia s-a ocupat de exploatarea așezământului, suportând cheltuielile pentru funcționarea acestuia și plata personalului. Potrivit proiectului, timp de 5 ani, beneficiarul a fost obligat să nu-l înstrăineze sau să-l modifice. Începând cu data de 1 iunie, atribuțiile de director al centrului rezidențial Bunul Samarinean au fost preluate de părintele arhimandrit Casian Filip, vicar eparhial. Am fost invitat și am răspuns cu plăcere de către domnul primar Ropan Gavril pentru a constata că s-a încheiat protocolul pe care l-am semnat pe 5 ani și să purtăm discuții preliminare pentru forma în care vom continua colaborarea și felul în care Episcopia își va asuma în totalitate sau în procente foarte mari administrarea așezământului. Până la urmă, așezământul este pentru cei vârstnici, pentru bolnavi și pentru sărmani. Și din câte am văzut eu, domnul primar, care este un om credincios, și consilierii înțeleg acest lucru, ca destinația lui să rămână definitivă pentru îngrijirea bătrânilor. Iar acel lucru Episcopia și-l asumă și îl poate asigura. Urmează ca în 5 luni de la această întâlnire să încheiem forma definitivă a felului în care Episcopia va continua să administreze acest așezământ atât de important, atât de valoros, atât de necesar pentru bătrânețele, singurătatea, suferința, abandonul bătrânilor care nu mai au pe nimeni sau care au copii plecați în străinătate și care se simt mângâiați pentru că e și biserica, nu doar administrația locală, implicată în îngrijirea lor. În cadrul acestui cămin funcționează și sunt circa 22 de locuri de muncă. Am spus-o public de mai multe ori pentru că așa mi se pare normal ca destinația acestui cămin să rămână neschimbată. Dintre toate discuțiile care le-am purtat în exterior, singura episcopie reprezentată prin episcopul Iustin și-a luat angajamentul că această clădire va rămâne neschimbată pe vecie, adică va fi un lăcaș pentru îngrijirea bătrânilor. Asta mi-a fost și dorința mea de la începutul implementării proiectului și asta mi este și continuă să fie și astăzi. Crearea de locuri de muncă și continuitatea acestei activități sociale pentru îngrijirea bătrânilor. Pentru vârstnicii care locuiesc în centrul de la Coroieni, orice vizită pe care o primesc este o binecuvântare. Preasfințitul Iustin este pentru ei părintele, un om între oameni. Ierarhul a vorbit cu fiecare dintre ei, aducând cuvinte de mânghiere și alinare. Preasfinția sa le-a dorit atât lor cât și angajaților iconițe, cărți de rugăciuni, albume și reviste tipărite la editura Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Căminul Bunul Samarinean a fost inaugurat în aprilie 2018 și dispune, pe lângă cabinetele medicale și sala de conferințe, și de o capelă în care bunicii pot participa la sfintele slujbe.